modificările la legea 61 au intrat în vigoare duminica trecută. Astfel, noua lege prevede, printre altele, amendarea cu până la 1.500 de lei a persoanelor care refuză să furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau să se prezinte la sediul poliției. În forma anterioară a legii, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștei publice, sancțiunea era de maxim 500 de lei. Situații în care polițistul este îndreptățit să legitimeze și să stabilească identitatea unei persoane. Când persoana încalcă dispozițiile legale, când există motive verosimile pentru a bănui că persoana a fost prezentă la locul săvârșirii unor fapte ilegale sau are cunoștință despre ele, când descrierea persoanei corespunde cu cea a unei persoane căutate, când aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat. Și așa mai departe, polițistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliției atunci când nu s-a putut stabili pe loc identitatea acesteia, ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este cea reală. Și, de asemenea, poate să conducă o persoană la sediul poliției dacă aceste persoane au un comportament neadecvat, creează motive verosimile pentru a bănui că se pregătește sau a comis o faptă ilegală. Noua lege introduce însă garanții pentru persoana condusă la sediul poliției, aceasta având următoarele drepturi: de a fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul poliției, înainte de inițierea măsurii, de a fi informată cu privire la drepturile ce îi revin, de a contesta măsura dispusă, de a fi asistată de un avocat și de un medic și de a comunica direct cu aceștia, de a solicita informarea unui membru de familie sau altei persoane, de a-i fi informa părinții, tutorele sau reprezentantul legal dacă este vorba de un minor și de a primi o copie a procesului verbal întocmit cu această ocazie. S-au mărit și amenzile pentru tulburarea liniștei publice, cei care organizează petreceri private și folosesc aparatură muzicală care tulbură liniștea în cartierele rezidențiale, amenzile vor fi între 2.000 și 3.000 de lei. De asemenea, în cazul repetării contravenției în termen de 24 de ore, se aplică o amendă de până la 6.000 de lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității. Noile reglementări introduc și prezumția săvârșirii unei acțiuni violente împotriva polițistului, dacă persoana care a fost avertizată să nu se apropie, continuă să se apropie de polițist. Acțiunea persoanei dă dreptul polițistului de a interveni, utilizând forța proporțional și strict cât este necesar pentru a înlătura pericolul și pentru a lua măsurile legale. Legea promulgată mai introduce o prevedere prin care polițistul trebuie să aibă un comportament civilizat când își îndeplinește atribuțiile. Polițistul trebuie să dovedească stăpânire de sine, capacitate de comunicare și abilități de gestionare a situațiilor conflictuale. Legea a fost adoptată de Parlament în iulie 2019 și promulgată de Klaus Iohannis la sfârșitul lunii octombrie a anului trecut.